Vă salut, dragilor! Ne revedem și de data aceasta intrăm în pâine, să spun așa. O prima întrebare pe care o primesc destul de des de-a lungul întâlnirilor și organizărilor de evenimente și este adresată și sunt sigură că în mintea multora apare această întrebare, sună cam așa. La ce îmi folosește mie dezvoltarea personală? ce este aia mai așa în detaliu, evoluție personală sau dezvoltare personală sau altă grijă n-am eu acum? Păi, dacă întrebarea este pusă în felul acesta, probabil la nimic nu-ți folosește. Mai în glumă, mai în serios, din atitudinea aceasta de la ce-mi folosește mie dezvoltarea personală, cu siguranță foarte mare lucru nu are ce să facă, ca să zic așa. Dar pe lângă dezvoltarea aceasta materială pe care o căutăm cu toții până la urmă, că avem de plătit facturi, de deci ce să nu recunoaștem, dezvoltarea personală ține de latura noastră sufletească și dezvoltarea spirituală, bineînțeles, de dezvoltarea spiritului. Dar în momentul în care, într-adevăr, ești într-o situație materială precară sau pur și simplu nu-ți permiți diverse lucruri în viața de zi cu zi esențiale, da? bazale, de care orice om are nevoie, este posibil să nu-ți fie amintea la dezvoltarea personală. Dar pentru a răspunde celorlalți, care poate totuși doresc să pășească înspre partea aceasta de cunoaștere de sine, că până la urmă dezvoltarea personală asta înseamnă cunoaștere și autocunoaștere, să pot să progresez, să pot să urc treptele, dacă aș putea să zic așa, în ceea ce privește evoluția mea pe acest pământ, să mă înțeleg mai bine, să știu cum funcționez, să știu, nu știu, ce butoane am, ce butoane pot fi apăsate, care butoane, dacă sunt apăsate, mi nu știu, mi oferă o stare de bine, care butoane, dacă le apăs, mi oferă o stare de negativă, rea, nasoală, mă fac să mă simt trist. Um, bineînțeles, odată ce cunoaștem aceste butoane sau aflăm aceste butoane, ar fi bine ca telecomanda cu tot cu butoane să fie la noi și nu la cei din în jurul nostru, la ce ne folosește conștientizarea, la ce ne folosește dezvoltarea, ne folosește de asemenea la a înțelege de ce suntem aici. Aici, pe pământ, nu? Scopul suprem sau ce mai vreți voi pe acolo. Ne ajută la a vedea viața și altfel. Mai puțin sau și din altă perspectivă, mai puțin cea materială, în care sunt sigură că cu toții o vedem în momentul de față, sau mare majoritate. De asemenea, evoluția ce face? Pot să dau un sens mult mai presus vieții mele comparativ cu cel material. Că sunt multe persoane care au ajuns, poate, la o dezvoltare materială foarte bună. Și atunci ajung chiar în fața faptului de a ce? De a lucra la dezvoltarea lor proprie și personală. Cu toate că sunt sigură că multe din persoanele care au ajuns acolo sus pe o scară ierarhică din perspectiva, din perspectiva banilor, spre exemplu, cu siguranță a necesitat să dezvolte ceva din ei. Dezvoltarea personală este pe mai multe paliere, bineînțeles, dar noi o să facem mai mult dezvoltarea asta în latura sufletească, spirituală, cum am zis, Așa pot să mă dezvolt. Dezvoltarea personală este și când aprofundez un domeniu profesional, tot pentru a mă dezvolta pe mine în a aborda acele capacități. Așadar, dezvoltarea personală nu este pentru toată lumea, nici nu trebuie să fie pentru toată lumea. Unii o practică inconștient. De fapt, ea este pentru toată lumea, doar că nu este conștientizată de toată lumea. Doar că există vorba aceea, cu toții avem probleme, doar că cei care vor să facă ceva apelează la diverse instrumente, ca să mă repet din nou, de dezvoltare personală, apelează la diverse tehnici prin care să rezolve acele probleme. Da? Unii rămân în categoria de a se plânge, uite am probleme și lumea rea și statul de vină și, nu știu, părinții, familia în care m-am născut uh, și găsiți voi alte multe exemple. Iar alții zic, ok, uh, asta este situația, asta este realitatea, nu sunt ok, nu sunt bine, ce pot să fac. Nu pot eu să fac ceva în mod direct, atunci apelez, citesc o carte, urmez un curs, fac diverse activități care să mă ajute să mă înțeleg. Rămâne doar să vedem cine își propune în viața de zi cu zi ca dezvoltarea personală să fie un stil de viață, să știți că până la urmă este vorba de un stil de viață și cine nu. Oricum ar fi, oricare alegere o faceți, dacă o faceți conștient, atunci poate ea chiar va fi o alegere în adevăratul sens al cuvântului. Dacă nu, cei care nu sunt conștienți, cu siguranță, alții vor alege pentru ei. Întrebarea zilei este: pentru tine ce este dezvoltarea personală? Eu am dat doar o mică definiție, e poate mult spus, câteva direcții de ce anume înseamnă dezvoltarea personală, dar. Pentru tine, ce înseamnă dezvoltarea personală? Pentru că în funcție de cum vezi tu dezvoltarea personală și de răspunsul pe care ți-l dai, chiar așa o să abordezi tot ceea ce vine pe partea aceasta spre tine. Spor la conștientizare.